Ana are mere. Pentru zimbri. Da. Nu e vorba de o lecție din aia, știi, ca la ABC, dar... Nu, e numele unei competiții. Corect, ai dreptate. Este o competiție inedită între mai multe școli din Neamț. Elevii se întrec în generozitatea față de simpaticele animale din Parcul Național Vânători. Iar copiii care duc zimbrilor cele mai multe provizii pentru iarnă vor primi rechizite pentru noul an școlar. Bucurie pentru copii și un ospăț pe cinste pentru zimbri. Cu tolba plină de bunătăți, elevii școlii numărul 2 din Piatra Neamț l-au făcut o vizită simpaticelor animale din Parcul Natural Vânători. V-a luat de timp de toate, numai bunătățuri. Am început cu pepenii pe care i-ați observat și tot ce scrie acolo. Morcov, mere, pere, tot ce trebuie să fie hrăniți pe timpul iernii. Cu ce seamănă? Cu niște taibai lâdoși. Cu facele? Cu tauri. Sunt mari? Da, mari și frumoși. Încercăm să educăm puțin copiii. Le-a plăcut foarte mult, au fost încântați de pasarelă, de animăluțe. Din prietenia proaspăt legată, cu toții vor avea de câștigat. Zimbrii vor avea hrană pentru iarnă, iar copiii vor fi premiați. Ce aduce mai multă mâncare ca greutate câștigă. Copiii pot câștiga rechizite pentru școală, pentru dotarea clasei. Până la anunțarea școlii învingătoare, copiii au fost răsplătiți cu o tură pe tiroliană. Cei care aduc furaje pentru zimbri le-am pregătit o tură gratis cu tiroliană. Picioarele sus, picioarele sus, lasă-le pe spate, bravo!